S-au gândit, au analizat promisiunile candidaților, iar astăzi au venit la vot hotărâți și încrezători. Mulți slătineni spun că au votat cu gândul la viitorul copiilor. Să votăm primarul. Sunteți decis? Ați apucat să vă informați? Da, da, suntem foarte decisi. Ce așteptări aveți de la cel pe care îl veți vota? Ce se promite? Un viitor pentru cei mici. Nu este și mai bine? Nu pentru mine, pentru copii. Oricum sunt bătrân și cred că o să fie mai bine pentru cei mici. Ce vă doriți mai exact pentru ei? Orașul să fie mai frumos. Oricum e frumos. A început să fie frumos, să face ceva. Sperăm că să facă ceva mai bine de acum încolo. Viitorul edil ar trebui să fie mai atent la îngrijirea spațiilor verzi și a mobilierului stradal și să înceapă amenajarea parcului de la unitatea militară. Cu ce gânduri ați venit la vot astăzi? Cu gândul să fie mai bine, să votăm, să fie mai bine, să avem și noi orașul mai frumos, mai aranjat, să ne înțeleagă și pe noi primăria, n-avem bănci în fața blocului. Să facă parcul la unitatea militară, care ziceau că fac parc și după a luat... Proiectul s-a dus, cred că, numai. Deci acolo, în Slatina nu există un parc care să te duci, te plimbi, câte la Păiesplană, să-l fac acolo, la unitatea militară. Ai speranțe că se va întâmpla acest lucru? Cred că, așa ne-a promis. La Slatina sunt așteptați la urne aproape 70.000 de alegători. Ei au de ales între 9 candidați, dintre care un independent.